poveste de dragoste a desenat în nisip, o poveste de dragoste între mamă și, și copil și la final iubirea ne dă viață. Foarte frumos. Foarte talentat. Că anul ăsta s-a împlinit 100 de ani de la nașterea Mariei Tănase. Cam în toate edițiile ne-am adus aminte de Maria Tănase, de când am făcut avem tablou de la Costin Craiozanu. Am făcut acest moment cu tine, o să vă aveți și mai pe seara de la ora 18, o altă ediție. Ești foarte tare, îți mulțumim mult de tot și pe cuvântul meu, parcă nici nu vine să stric nisip. O să mă lăsi fac o poză, așa? Da. Da? Pentru că e foarte tare. Te rog, ia-o loc pe canapea. Eu o să fac imediat o fotografie și să vizită și cei de acasă. Uitați cât de spectaculos e ce a putut să facă Ana în nisip, așadar o persoană extrem, extrem. Da, uite așa, facem o fotografie. Pe Facebook la Măruță, unde puteți să fiți darnici cu acest tablou făcut de Costin Craiovan, pentru că banii strânși din vânzarea acestui tablou vor merge la o persoană extrem de talentată. Acum vreau să trecem la o altă poveste, pentru că astăzi, într-o zi mare, copacul lui Aurelian Andreescu se înalță din nou tem și mândru. Pentru că Marcel Pavel va reînvia una dintre cele mai frumoase simbolul românești, o piesă nemuritoare. Înainte de asta însă, haide să ne amintim puțin povestea românului special care a fost Aurelian Andreescu. Priviți! La început mi-a fost foarte greu, iar emotivitatea, patovina, mi-a